am pornit ca fiind o echipă. Pe parcurs, cred că am reușit să consolidez această echipă, astfel încât astăzi mă pot prezenta în fața dumneavoastră cu un raport de activitate pentru anul 2015. Cred bun, nu foarte bun, pentru că cu siguranță mai avem lucruri de făcut, avem lucruri de învățat. Întotdeauna în servicii sociale sunt lucruri care se pot îmbunătăți. Când doamna Dărăban, da, bineînțeles, îmi cer scuze din cauza emoțiilor, doar că am uitat, șef serviciu contabilitate și control financiar. Ea este cea care ne sprijină mult în activitate, de asemenea, noi cei care suntem mai asistenții sociali mai visăm, dar ne trezim când ajungem la contabilitate, clar. Deci, totul este sub control. Dar, cum am auzit și azi dimineață, spunea cineva, dacă nu visăm, nu o să reușim să facem nimic. Așa că noi visăm, dar ne trezim imediat când ajungem la calcule. Ne lovim de două ori. Când doriți și dacă considerați, putem să începem. Bine? Nu aș vrea foarte mult să vă răpesc din timp, de aceea o să trec așa foarte, foarte, foarte pe scurt. Știu că sunteți foarte, foarte prinși. Ca și instituție, nu știu dacă este neapărat nevoie să ne prezentăm, dar în principal știți cu ce ne ocupăm, subliniez două, trei cuvinte. Suntem Serviciul Public de Asistență Socială, aflat în subordinea Consiliului Local, facem parte din Sistemul Național de Asistență Socială. Bineînțeles, avem ca și obiectiv general și obiectiv permanent cunoașterea și evaluarea situației sociale a comunității locale. Încercăm să dezvoltăm, să îmbunătățim rețele de servicii sociale deja existente, bineînțeles, în funcție de caracteristicile și nevoile comunității noastre. Încercăm și sper că și reușim să identificăm măsuri și acțiuni necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în scopul prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, de vulnerabilitate și de dependență. Am structurat acest raport de activitate în funcție de beneficii și servicii sociale. Vreau să se înțeleagă foarte clar ce înseamnă beneficii pe asistență socială și ce înseamnă servicii sociale. Beneficiile sociale sunt acele beneficii care reprezintă o formă de substituire a veniturilor individuale familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal. Aici statul contribuie foarte mult prin diferite subvenții despre care vom discuta ulterior. Aici ne referim la venitul minim garantat, alocații, indemnizații, ajutoare materiale și financiare, subvenții despre care vom discuta ulterior. Partea de servicii sociale, aici unde intervine munca asistentului social, le putem organiza și acorda într-un sistem integrat, asta ne dorim, împreună cu serviciile de sănătate, de educație și aici mă refer la creșele din subordinea ASCO, și serviciile de ocupare sau alte servicii de interes general. Când mă refer la serviciile de ocupare, ne referim inclusiv la acele centre de cazare temporară, care în acest an am reușit cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea să le inaugurăm. Nu vreau să plictisesc, de aceea vom trece foarte scurt, dar dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu tot dragul. Și aici ne referim la beneficiile acordate de ASCO în anul 2015, pentru că suntem în iarnă, bineînțeles că n-avem cum să nu vorbim despre legea 416, venitul minim garantat, n-avem cum să nu discutăm despre ajutorul de încălzire și, bineînțeles, ajutoarele de urgență, cantina socială, care în fiecare an reușește să zic așa, să mai hrănească niște persoane care chiar sunt în situații vulnerabile. Interesant, probabil, că o să vedeți în următorul slide, la ajutorul de încălzire veți vedea faptul că au scăzut
aceste ajutoare de încălzire comparativ cu situația anilor 2013-2014. Aceste ajutoare pentru încălzirea locuinței, comparativ cu ceilalți ani, au scăzut, bineînțeles, din motive obiective le-am putea numi. În primul rând că s-au majorat pensiile, s-au indexat salariile, quantumul ajutorului pentru încălzire nu a crescut din 2011, iar datorită modificărilor legislative, beneficiarilor li se solicită foarte multe acte. Și atunci, parte dintre ei, pentru acel dosar oarecum mai stufos, consideră că nu mai au nevoie de acest ajutor de încălzire. Ca să vă dau așa un mic exemplu, la ajutorul pentru lemne, suma minimă ar fi de 16 lei pe lună pentru ajutorul de lemne. Și atunci, pentru 16 lei pe lună, vă dați seama că parte dintre ei, dacă nu au această nevoie clară, nu vin. Și pe undeva, din punctul meu de vedere, este foarte bine, pentru că atunci se îndreaptă înspre instituția noastră doar acele persoane care într-adevăr au nevoie. Adică nu facem dosare că ne mai dă statul ceva și atunci hai să ne facem un dosar. Nu. Persoana care este nevoie și chiar nu are cu ce să încălzi sau nu-și permite să-și cumpere lemne sau nu-și permite să-și plătească încălzirea, își face dosarul, este serios și cred că banii, adică cu siguranță banii ajung acolo unde trebuie să ajungă, la omul necăjit. Aceasta este și intenția noastră și intenția legiuitorului. Sunt foarte multe beneficii acordate de către instituția noastră în anul 2015. Ajutoarele alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitară, acel program POAD. Aș vrea să, dacă tot avem o discuție despre acest program, aș vrea eventual să subliniez faptul că în acest an alimentele, deci în 2016, se vor oferi într-o altă locație. Este vorba de strada Cazaban numărul 60, lângă stradul șrandul Ioșia. În momentul în care alimentele vor veni de la cei care se ocupă de la București, în momentul în care se vor finaliza licitațiile și le vom primi, ele se vor oferi beneficiarilor în această locație. Deci lângă ștrandul Ioșia, Cazaban numărul 60. Precum știți, anul trecut am avut o altă locație și atunci e bine ca oamenii să fie informați. Există activități și acțiuni realizate în vederea acordării beneficiilor și serviciilor sociale. Poate că mai mult este o situație statistică, sunt niște cifre destul de rigide, dar vreau să înțelegeți că aceste cifre înseamnă munca unei echipe. Când vorbim de peste 3.000 de anchete sociale, când vorbim de aproape 1.000 de dispoziții privind acordarea, modificarea, suspendarea, recuperarea sau încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, când vorbim de alte anchete pe legea protecției copilului 277, înseamnă foarte multă muncă în spate. Anchetele pentru venitul minim garantat, peste 800 de anchete, probabil că sunt cifre rigide, dar aceasta înseamnă munca cu care noi ne ocupăm. O anchetă socială este o muncă și o activitate laborioasă din partea colegilor mei. Știți foarte bine beneficiarii cu care noi intrăm în legătură. O anchetă îți ia timp, îți ia resurse și îți cere foarte mult profesionalism. Alocațiile și indemnizațiile solicitate în 2015. În acest caz țin să subliniez faptul că noi suntem instituția care preluăm dosarele de alocații, după care le trimitem colegilor de la AJPIS, care instrumentează mai departe dosarul și ei sunt cei care distribuie bănuții. Deci mamele care sunt în creșterea copilului primesc aceste sume de la AJPIS. Deși dosarul se depune la ASCO, bănuții vin printr-o procedură foarte clară de la colegii noștri de la AJPIS, printr-o colaborare foarte bună cu aceștia.
mai frumoasă a acestei instituții, deja o vedeți pe slide și aici putem să vorbim despre serviciile și programele ASCO. Cu siguranță știți foarte bine că anul trecut am început această campanie Singuri Acasă, o campanie în care cred, o campanie în care am făcut lucruri frumoase, o campanie care necesită de asemenea multe îmbunătățiri. A fost o campanie de informare publică și am încercat să-i facem pe părinți să conștientizeze riscurile asumate prin plecarea lor la munca în străinătate. Am avut ca și parteneri în acest proiect important pentru ASCO, Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, cabinetul doamnei doctor psiholog și în același timp medic școlar Anca Frățilă și nu în ultimul rând liceul teoretic Aurel Lazar, cu care am avut niște întâlniri foarte, foarte bune cu bunicile sau cu tutorii acestor copii și inclusiv cu acești copii am dezvoltat programe în fiecare vineri în cadrul liceului Aurel Lazar. Pe de-o parte, ne-am întâlnit și ne-am jucat cu copiii, asistenții sociali și voluntarii de la Aurel Lazar s-au jucat și au făcut jocuri interactive pentru copii, să încercăm să le ocupăm timpul prin distracție și petrecere a timpului liber. Iar pe de altă parte, am avut discuții libere și am încercat să creăm o școală parentală, o școală a părinților, cum este acum la modă să se spună, în care am încercat să sprijinim bunicii care rămân acasă să-și crească copiii, să îi facem și pe aceștia să înțeleagă că undeva copiii sunt un pic mai dificil, poate, și pentru că e vorba de o altă generație, dar și pentru că duc lipsa iubirii și îngrijirii părintești. Am încercat și cu copiii și cred că am reușit să facem activități pe care le vom mai dezvolta și în același timp cu bunicii, cu tutorii, să vedem cu ce probleme se confruntă și cum putem să venim în sprijinul domniilor lor. Cea mai frumoasă activitate, bineînțeles, a acestei campanii Singura Acasă a fost spectacolul Visul Magic și Moș Crăciun, unde ne-am distrat, am vizionat o piesă de teatru foarte frumoasă, a fost un spectacol interactiv cu sprijinul trupei de teatru voluntar. Ei au participat voluntar. Trupa de teatru Trendart, așa, îmi cer scuze că am... Da, trupa de teatru Trendart, care au venit voluntar în proiectul nostru. Aici 70 de copii sau 80 de copii au primit pachetele de Crăciun, au vizionat piesa de teatru, ne-am distrat, a fost multă bucurie, am încercat prin imagini, că așa se și spune că o poză face cât 1000 de cuvinte, să vedeți pe fețele copilașilor această bucurie de a se întâlni cu Moș Crăciun. Așa ca și o picanterie, a fost foarte drăguț. Copilașii, după ce și-au primit pachetelele, tot mai veneau încă și eu îi întrebam, dar nu ați primit pachetel? Am primit pachetel, dar noi mai vrem să mai vorbim cu Moș Crăciun. Noi înțelegem mai mult, noi adulți înțelegem mult mai mult de aici. Ei, de fapt, au nevoie de atenție. Pachetelul în sine, bineînțeles că i-a bucurat, că și noi adulții ne bucurăm, da, de dulci, nu despre asta este vorba. Însă ei au nevoie de foarte, foarte, foarte multă atenție și de dragostea celor din jurul lor. A fost emoționant. Moș Crăciun, i-am spus, Moș Crăciun, te rog să nu mai plângi, că la un moment dat a fost așa de emoționat că Moș Crăciun a început să lăcrimeze. Asta, mă rog, ca și o picanterie, nu puteam să nu vă spun că mi-a venit în minte. Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe. Și atunci, aici povestim despre cele 13 creșe pe care le avem în subordinea Administrației Sociale Comunitare Oradea. Am reușit să creăm aici o echipă foarte bună de oameni dedicați în activitatea domniilor lor. Avem
ca să zic așa, un motto, copii fericiți, părinți mulțumiți. Mie îmi place foarte mult cum sună lucrul ăsta și cred că imaginile spun asta despre ceea ce se întâmplă în creșele din municipiul Oradea. Am reușit să oferim oricărui copil din municipiul Oradea un loc la creșă, pentru că era oarecum problematic și părinții sunt și erau speriați, cel puțin cu asta ne-am confruntat, că nu vor avea un loc la creșă. În acest moment, toți copiii care doresc să beneficieze de serviciile noastre beneficiază de un loc, un loc la creșă. Pentru că și pe partea asta am încercat să ne dezvoltăm. Avem 520 de locuri în creșe. Locațiile unde sunt creșele nu cred că este necesar să vi le prezint, cu siguranță dumneavoastră le cunoașteți. Partea de cabinete medicale școlare, unde suntem cu dublă comandă din punct de vedere administrativ, sunt la noi, din punct de vedere al metodologiei și a părții de medicină, aparțin de DSP. Aici încercăm și ne-am propus pentru anul 2016 ca și obiective să dezvoltăm anumite programe de medicină preventivă în școli, dar vom discuta la momentul oportun. Acțiunea Prânzul pe roți pentru oamenii străzii este o acțiune care a devenit deja în ASCO, ca să zic așa, face parte din tot ceea ce înseamnă această instituție, pentru că în fiecare an reușim să mergem la oamenii străzii și să le dăm o masă caldă. Pentru acești oameni, să primească o masă caldă este un lucru important pe care și-l pot dori în această perioadă și oricând, dacă mă întrebați pe mine. Azilul de noapte, Gutenberg numărul 8, reușim să cazăm persoane care nu au un adăpost. În anul 2015 am avut pe timp de noapte un număr de 242 de beneficiari. Aici identificăm potențialii beneficiari cu ajutorul organelor abilitate sau unor instituții care oferă servicii sociale sau medicale la sesizarea cetățenilor municipiului Oradea sau suntem sesizați de alte instituții. Le oferim sprijin în integrarea în muncă. 4 s-au angajat efectiv. Deși vorbim de cifre, aici problematica socială este mult mai profundă și cifrele poate nu o să vă spună mare lucru, însă cu acești oameni ai străzi să reușești să integrezi în muncă este ceva foarte, foarte special. Centrul social cu destinație multifuncțională Candeo și centrul funcțional cu destinație și centrul social cu destinație multifuncțională Dignitas sunt cele două centre. Sunt cele două centre unde oferim servicii de cazare. În ambele centre avem cazate persoane, adulți, proveniți din casele de copii, între 18, vârsta este între 18 și 35 de ani. Aici munca efectivă a asistentului social este aceea de a-i consilia psihosocial, e vorba de o consiliere psihoindividuală, prin echipa interdisciplinară, în baza planului de intervenție, urmărim reabilitarea emoțională, cognitivă și comportamentală a tinerilor în ședințele de consiliere individuală. Au fost 29 de adulți consiliați, beneficiem pe lângă sprijinul echipei interdisciplinare și asistentului social care se ocupă de aproape de aceștia, beneficiem și de munca voluntară a unui psiholog care ne ajută foarte mult în munca noastră. Bineînțeles și cu aceste persoane
reușim să facem activități de integrare a lor în, în societate. Îi consiliem pe partea de acces la servicii medicale, consiliere cu privire la menținerea atât a ordinii și curățenii în centru, cât și a igienei corporale, consilierea în vederea dezvoltării deprinderilor pentru o viață sănătoasă, consiliere în vederea utilizării eficiente a resurselor financiare. Este o categorie aparte, sunt copii proveniți din casele de copii cu care, la 18 ani, încercăm să lucrăm, să-i integrăm. Dacă reușim să integrăm 50% dintre acești tineri, înseamnă că ne-am făcut măcar jumate din, să zic, treaba noastră, să nu zic că am făcut tot ce se poate în sensul ăsta. În orice caz, depunem toate diligențele în sensul ăsta. Este o categorie aparte cu care lucrăm oarecum greoi, dar ăsta este farmecul în munca de asistență socială până la urmă. De fapt, aici intervine sclipirea asistentului social, să zic așa, sau profesionalismul lui. Cu sprijinul primăriei municipiului Oradea, am inaugurat în acest an centru de cazare temporară, trei centre de cazare temporară, cel de pe Goga, cel de pe atelierelor, cele două de pe strada atelierelor. Serviciile sociale prestate prin intermediul centrului sunt asigurarea, bineînțeles, a cazării temporare a acestor persoane. Avem 98 de persoane cazate în centru, consiliere individuală, consiliere de grup, sprijin în integrarea în muncă, în primul rând, îndrumare pentru înscriere la cursuri de calificare, sprijin în obținerea unor locuințe, pe mai departe, încercăm să integrăm în societate, pe scurt, ca ei să-și dezvolte abilitățile de a se descurca independent. Mergem pe o altă politică, nu încercăm să le dăm doar beneficii, ci încercăm să-i învățăm să se descurce singur. E foarte important nu să-i dai omului peștele, ci să-l înveți să pescuiască. Fără această politică, cu asistații pe care noi îi avem, nu ajungem nicăieri. Doar că vor sta întotdeauna cu mâna întinsă către stat. Și nu este corect. Trebuie să-i integrăm și trebuie să-i învățăm să muncească și să fie responsabili. Parteneriatele desfășurate în 2015 sunt foarte multe și eu mă bucur pentru acest lucru. Nu am să vi le evidențiez pe toate, însă am reușit în 2015 să atrag foarte multe ONG-uri care să vină să ne sprijine. Știți foarte bine că oricât ar încerca o instituție publică, fără sprijinul organizațiilor non-guvernamentale și fără implicarea lor, fără voluntari, în această activitate nu ai cum să reușești. Este vorba de o muncă asiduă atât a asistentului social, a administrației publice locale, a instituției ASCO în speță, însă este o muncă care se desfășoară cu sprijinul comunității, a ONG-urilor și a voluntarilor. Și am pus foarte mare accent în 2015 pe această parte. Dezvoltăm servicii sociale alături de ONG-urile care au expertiză și experiență în domeniu. Centrul de reintegrare socială, situat pe strada Vămii, numărul 34, pe scurt, azilul de bătrâni, este un alt succes al nostru pentru anul 2015. Aici reușim, tot așa cu sprijinul asociației SMILES, deci un ONG, reușim să oferim servicii la standarde europene, servicii de asistență socială, bineînțeles, de cazare, alimentație adecvată, servicii de îngrijire corporală, consiliere psihologică și juridică, servicii, în primul rând, de recuperare și dezvoltare, dar nu în ultimul rând, asistență medicală și socializare. Știți foarte bine că poate cea mai grea parte a bătrâneții este lipsa socializării și singurătatea. Singurătatea poate să fie, până la urmă, putem considera
o boală, când vorbim de aceste persoane cărora nimeni poate nu le mai deschide ușa. Aici vorbim despre copiilor care poate să plecați în străinătate ca să aibă un trai mai bun. Și atunci bătrânii noștri, bătrânii comunității rămân singuri acasă. Aici am reușit să le oferim o casă unde să se simtă și ei iubiți. Avem activități foarte multe în acest centru, precum vedeți și în poze, ei se bucură foarte mult de prezența copiilor, le este dor de copii, le este dor de nepoți și atunci împreună cu copii voluntari vin să le cânte la pian, să le spună o colindă. Am făcut activități cu copii de la centru de zi, care fiecare dintre ei și-au preluat o bunică sau și-au adoptat o bunică sau un bunic. Asta a fost partea cea mai interesantă. Și copiii de la centru de zi aveau nevoie de dragostea bunicilor de acolo și bunicii aveau nevoie de dragostea copiilor. Să vezi două generații puse în aceeași încăpere, e atâta emoție încât cuvintele nu prea își au rostul. Până la urmă, colegii mei au surprins în imagine aceste activități. Precum spuneam, reușim să ne desfășurăm o parte din activitate și cu sprijinul ONG-urilor prin acordarea de subvenții în baza legii 34. Sunt alături de noi, ne sprijină în activitate și noi alături de ei, sprijinindu-i financiar, Asociația Caritas Catolica, Fundația Hospice Emanuel, Asociația Down, Asociația Caritas Eparhial, Fundația People to People, Fundația Copiii Făgăduinței, Societatea de Binefacere Donor Ione și Asociația Rami Luc. De asemenea, în perioada anului 2015 s-au înregistrat un număr de peste 2500 de cereri de transport pentru persoane cu dizabilități. Este un program în care cred, un program foarte bun, desfășurat și pe parcursul anului 2015. Acordăm servicii de transport pentru persoane cu dizabilități. Și în anul 2015 am organizat Gala Voluntarului și în acest an vom organiza Gala Voluntarului. Este un moment în care noi mulțumim public tuturor ONG-urilor și voluntarilor, persoane fizice sau juridice, care vin alături de noi și ne sprijină voluntar, fără niciun beneficiu material, în activitatea pe care o desfășurăm. În cadrul galei au fost premiați 16 voluntari, 14 organizații neguvernamentale și 2 societăți comerciale pentru activitatea de voluntariat desfășurată. De asemenea, în 29 aprilie i-am sărbătorit pe veteranii de război, pe care nu i-am uitat nici în acest an. Am sărbătorit alături de ei Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice în 1 octombrie. A fost un moment, și aici mă refer la Ziua Veteranilor de Război, bineînțeles că aceștia au o vârstă și nu am putut să-i aducem undeva la o masă să stăm să socializăm. Mi s-a părut de bun simț ca eu personal să merg să le înmânez un pachetel de fructe, care n-a însemnat foarte mult, dar gestul în sine și cuvintele de apreciere și faptul că cineva le-a deschis ușa, pentru unii dintre ei probabil că a însemnat ceva. Pentru mine personal a fost un moment de emoție să stau să ascult povești adevărate de istorie. Și ne-am încărcat cu multă energie pozitivă și avem foarte multe de învățat de la acești oameni foarte bravi și ar trebui mult mai mult respectați de către noi tineri, să zicem așa. Situația comparativă a cheltuielor de beneficii și programe sociale nu are rost să intru în amănunte, o aveți fiecare dumneavoastră în tabelul respectiv. Cu siguranță este mult mai interesant să vorbim despre obiectivele pe care mi le propunem pe 2016. Avem obiective cu
caracter permanent, și anume creșterea calității serviciilor sociale care să determine creșterea gradului de independență a beneficiarilor. Promovarea serviciilor de creșă în comunitate este un alt obiectiv pe care doresc să-l îndeplinesc în 2016. Doresc un pic să schimb niște mentalități formate de către unii legate de creșă. Creșa nu mai este acea creșă care era în vremea comunismului. Mămicile se pot despărți de copil în bună liniște și în bună pace, să nu fie speriate că, știți, dai copilul la creșă, e a doua oară când se taie cordonul ombilical, e foarte grea ruperea dintre mamă și copil la o vârstă atât de fragedă și de aceea vreau să arătăm ce lucruri minunate fac aceste fete în creșele din municipiul Oradea. Creșele sunt foarte bine dotate, sunt la standarde europene, inclusiv avem în sările de joacă, în sările de grup, avem camere de luat vederi, avem persoane specializate să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestor copii. Așa că le spun mamelor, fiindcă și eu sunt mamă, să aibă toată încrederea în momentul în care își înscriu copilașul la creșă. Deși este greu, că de o parte plânge copilul în prima lună, pe altă parte plânge mămica. Parte dintre dumneavoastră poate ați trecut prin aceste chestiuni, dar toate au un început. Doresc tot așa și în 2016 să promovez și să dezvolt această campanie Singure Acasă, Ai grijă de copiii tăi oriunde te afli. Această campanie a pornit de aici, de la ASCO, din Oradea. Am prezentat-o colegilor mei la București, care au îmbrățișat-o cu dragă inimă și suntem un model de bună practică, pot spune lucrul ăsta, în dezvoltarea acestei campanii, Singure Acasă. A fost o campanie pe care am reușit să o facem fără resurse financiare. Deci lucrurile se pot face dacă într-adevăr vrei, poate și cu bănuți mai puțini sau chiar deloc. De asemenea, doresc pentru anul 2016 să dezvolt servicii sociale în comunitate, în centrele multifuncționale din cartierele de blocuri. Probabil că le știți, cele 5 centre din cartierele de blocuri se numesc centre multifuncționale pentru persoane vârstnice. Doresc să intrăm cu activități mult mai concrete, activități sociale concrete pentru persoanele din comunitate. Și când mă refer la persoanele din comunitate, mă refer cu siguranță la vârstnicii care sunt acolo, mă refer la persoanele cu dizabilități și mă refer la copiii din zonă. Aș vrea să văd în aceste centre multifuncționale, la aceeași masă, un bunic, un copil și o persoană cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități în Oradea, probabil că nu le vedem sau le vedem prea puțin. Ele trebuie să iasă în comunitate. Noi să încercăm să le învățăm sau ele să treacă bariere, că trebuie să iasă în comunitate, trebuie să socializeze. Noi cei care putem să sprijinim această parte, să o facem necondiționat. Ar fi benefic pentru o persoană care se află în scaun cu rotile, de exemplu, să aibă un loc unde să socializeze, unde oamenii să nu se uite ciudat că este în scaun cu rotile. Dar asta ține și de comunitatea din care face parte și de noi, cum vom reuși să facem activitățile sociale pe care ni le propunem pentru 2016 acolo. De asemenea, în azilul de noapte, Gutenberg numărul 8, încercăm să creștem calitatea serviciilor sociale acordate. Cu sprijinul primăriei municipiului Oradea am toată încrederea că vom reuși să reabilităm acest azil de noapte, să încercăm